navale, al Ligii Navale Române, al tuturor marinarilor militari civili de la Marea Neagră, de pe drumele și de pe apele interioare, inclusiv de pe lacul Ionescu, să vă adresăm un sincer bine ați venit. Este o deosebită mândrie pentru noi, slujitorii invitorilor albastre, să avem astăzi oaspeți de seamă la această sărbătoare de suflet, intrată în patrimoniul spiritual al țării noastre. Se împlinesc 122 de ani de frumoase și bogate tradiții de când, în Constanța, la 15 august 1902, la vorbul încișătorului Elisabeta, se serba pentru prima oară, printr-un Tedeum, Sfânta Fecioară Maria, patronul spiritual al marinei. Activitățile aniversare dedicate Zilei Marinei Române se desfășoară în toate garnizoanele de marină, sub patronajul Forțelor Navale Române, în colaborare cu autoritățile locale. Ziua Marinei Române a oferit întotdeauna asistenței un adevărat regal scenic, alcătuit în momente solemne, precum ceremonia militară de ridicare a pavilionului în acordurile imnului național. Permiteți-mi să trec în revistă principalele activități din cadrul acestei ceremonii, organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române în Parcul Regele Mihai I, la care vă invităm să participați și dumneavoastră. Ceremonia tradițională de ridicare a pavilionului. Serviciul religios oferit pentru cinstirea eroilor marinari, a căror mormânt le este adâncul apelor. Citirea Ordinului Comun al Ministrului Apărării Naționale, al Ministrului Afacerilor Interne și al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii. Alocuțiuni, depuneri de coroană. Domnule comandor, garda de onoare, constituită cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române, vă prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, locotenent Pușcașu. Doamnelor și domnilor, vom asista la un moment tradițional în marină, ceremonia ridicării pavilionului. Onorul marinarilor militari și civili, în prezență și nobilă cinstire, următoarele instituții. Primăria Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Sindicatul Lacuri, Parcuri și Agrement București, Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul, Liga Navală Română, Careul Marinarilor, Capitan Comandor Alexandru Dumbravă, Statul Major al Forțelor Navale. Cu prilejul acestei mari sărbători, urăm tuturor marinarilor și celor ce sărbătoresc astăzi ziua onomastică la mulți ani și vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Navele militare și civile care arborează tricolorul sunt parte a teritoriului național. Oriunde lume s-ar afla, nava poartă cu mândrie la Qatar pavilionul, acesta reprezentând România pe mările și oceanele lumii. Pentru marinarii militari, pavilionul reprezintă drapelul de luptă al navei. Ridicat la Qatar este mai mult decât un simbol. De parte de țări, pavilionul realizează o fraternitate deosebită la bordul navei și menține în conștiința fiecărui marinar sentimentul datoriei față de țară și de cei dragi. La acest moment festiv, vă rugăm să participați alături de noi la ridicarea pavilionului, acordând respectul cuvenit acestui simbol național.
Atențiune! Este ora! Pavilionul sus! Gardă pentru onor la pavilion! Pentru onor înainte prezentat, arm! Domnilor reprezentanții instituțiilor locale, onorată asistență, am ales să ne sărbătorim onomastica pentru o ceremonie publică, nu numai pentru a continua tradiția, ci și pentru că, în fața dumneavoastră, trăitor pe pământ românesc, ne asumăm odată în plus și ne gravăm în sfinție jurământul de credință de a ne apăra țara cu prețul vieții. Este adevărat, cuvintele se împlinesc prin fapte, dar este la fel de adevărat că faptele se hrănesc din cuvinte. Iar noi, sărbătoriții zilei de azi, ne inspirăm și ne motivăm din cuvintele celor de la cărma ministerelor de care aparținem, care, conștienți de valorile încredințate nouă spre apărare, ne felicită altfel. Astfel, dragi marinari militari, în contextul unui mediu regional de insecuritate, forțele navale române au un rol crucial în apărarea spațiului maritim și fluvial. De peste 2 ani luptați pentru distrugerea minelor marine apărute în Marea Neagră ca o consecință a războiului din Ucraina. Luptă susținută în începutul lunii iulie 2024 de grupul naval operativ regional format din Bulgaria, România și Turcia. 6 din cele 104 mine de război au fost distruse de către marinarii forțelor navale. Nu este puțin. Cu fregata Regina Maria ați participat la operația maritimă de embargo asupra Libiei de un afornet Irini în Marea Mediterană. Și amiral Constantin Valescu, comandant grupării navale NATO de luptă contra minelor. Cu fregata Regele Ferdinand veți participa la operația de securitate maritimă tot în Marea Mediterană, Sea Guardia. Nava Școală Mircea, ambasadorul onorific al României, a executat al 43-lea marș internațional de instrucție, având la bord și cadeți străini din Academii Navale Partenere din Bulgaria, Italia, Letonia, Spania, Polonia și Turcia. Toate aceste realizări vi se datorează. Vă mulțumesc pentru devotamentul dumneavoastră față de români și față de România, și îmi exprim convingerea că veți fi prezent la datorie de țara va avea nevoie de dumneavoastră. Dragi marinari, polițiști de frontieră, prin activitățile desfășurate, țara noastră menține una din cele mai securizate frontiere externe ale Uniunii Europene. Descurajăm cazurile de migrație și de exploatare ilegală a resurselor naționale. Garda de pastă participă cu 23.000 de navale la operația maritimă Muntelor din Marea Neagră, organizată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Pastă, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, EMSA. De asemenea, participă cu 6 nave maritime la operația comună Temis 2024 coordonată de Frontex pentru securizarea frontierei externe a Uniunii Europene. Aproape 100 de acțiuni de căutare și salvare pe mare au dus la salvarea a mii de vieți. Abnegația și dăruirea dumneavoastră ne permit să vă acordăm respectul cuvenit și avem onoarea să vă urăm cu Ziua Marinei Române, sănătate și succes în activitate. Dragi marinare, companiilor de navigație civilă și lucrători portuari, sunteți beneficiari unei frumoase și bogate experiențe în conducerea și exploatarea navelor pe fluviile, mările și oceanele lumii, în condiții de navigație deosebite complexe. Consacrați cu consecvență și dăruire inteligența și puterea dumneavoastră de muncă pentru eficientizarea activității de transport maritim și fluvial, precum și pentru operarea în siguranță a navelor și porturilor. De flori din partea Ligii Navale Române, filiala București.
coroană de flori din partea careului marinarilor, capitan comandor Alexandru Dumbrava. Depune o coroană de flori din partea sindicatului Lacuri, Parcuri și Agrement București. De flori din partea fostului divizion de nave purtătoare de rachete din Mangalia. SOS România, din partea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Major al forțelor navale. Doamnelor și domnilor, ceremonia dedicată Zilei Marinei Române a luat sfârșit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag la activitățile viitoare. Gardă, drept! Pentru onoare înainte prezentați! Arun!
rugăciune. Garde înainte! Forță!